Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să facem împreună caracatiță cu piure de cartofi și o reducție de ardei roșu, așa că rămâneți cu mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și de ce ingrediente avem nevoie. Și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti această rețetă, o să avem nevoie de caracatiță. Eu am aici o caracatiță de aproximativ 1,5 kg, 2 kg pe care am curățat-o, boia de ardei afumată, câteva frunze de dafin, un ardei mare roșu, două cepe mari, unt, puțin lapte, o căpățână de usturoi tăiată în două, necurățată și cartofi pentru piure. Pentru început o să trebuiască să fierbem caracatița, așa că puneți o oală încăpătoare pe foc. Lăsați apa să clopotească, apoi adăugați în ea foile de dafin, usturoiul, una dintre cepe și, bineînțeles, caracatița la final. Introduceți caracatița în apă, apoi scoateți-o. Vedeți cum se încrețește. Introduceți-o încă o dată. Faceți asta de 3 ori. Apoi puneți caracatița la fiert cu capul în jos. Având aproximativ 2 kg, caracatița o să aibă nevoie de o oră pentru a se găti. Dacă aveți o oală sub presiune, o puteți găti mai repede. Sub presiune se gătește în aproximativ 30 de minute. Lăsați caracatița să fiarbă pentru o oră, timp în care vă veți ocupa de reducția de ardei roșu. Pentru piure, o să trebuiască să așteptăm aproximativ o jumătate de oră, pentru că vom folosi apa în care a fiert caracatița pentru a fierbe și cartofii. Cât timp caracatița noastră stă la fiert, ocupați-vă de reducția de ardei roșu. Puneți într-o crăticioară un cubuleț generos de unt. Când acesta s-a topit, adăugați ceapa și căliți-o pentru aproximativ un minut, după care adăugați ardeiul tocat mărunt și acesta. Amestecați totul și lăsați să se călească până când se înmoaie. Când ardeiul și ceapa s-au înmuiat, adăugați apă peste cât să acopere totul. Puneți capacul și lăsați să fiarbă totul înăbușit pentru aproximativ o jumătate de oră. După ce au fiert o jumătate de oră, luați un blender și mixați totul până când obțineți o pastă. Când totul este gata, asezonați cu sare și piper. După ce ați asezonat cu sare și piper și gustul vi se pare perfect, mai lăsați-o pe aragaz până când obțineți consistența dorită, apoi dați-o deoparte. Când mai aveți aproximativ 20 de minute până fierbe caracatița, puneți pe foc o altă oală, adăugați în ea cartofii și acoperiți cu apă din care fierbe caracatița. După ce ați acoperit cu apă, lăsați-i să fiarbă până când se înmoaie pentru a face piureul. Când cartofii sunt fierți, scurgeți apa, adăugați laptele peste ei și cu un piuretar mixați-i bine. Gustați și mai adăugați sare dacă este nevoie și amestecați bine cu un tel. Dacă doriți ca piureul să fie foarte fin și cremos, puteți să-l treceți printr-o sită. Scoateți caracatița, scurgeți-o de apă și lăsați-o să se răcească. Apoi puneți o tigaie pe foc, adăugați în ea puțin unt. Tăiați tentaculele caracatiței, puneți-le în tigaie peste untul încins și rumeniți-le pe ambele părți.
După ce am promenit bine tentaculele, puneți pireul pe farfurii, așezați caracatița deasupra, puneți și reducție de ardei roșu, asezonați cu boia de ardei afumat, stropiți cu puțin ulei de măsline și poftiți la masă, pentru că este un preparat delicios. Aceasta a fost rețeta de astăzi, eu vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!